Parohia Timișoara Iosefina a sărbătorit astăzi 100 de ani de la înființare. Cu acest prilej, după săvârșirea Sfintei Liturghii, în lăcașul de cult cu hramul Nașterea Maicii Domnului, a fost oficiat un parastas. În cadrul slujbei au fost pomeniți ierarhii, preoții slujitori, ctitorii și binefăcătorii acestei parohii, care vreme de 100 de ani au venit în întâmpinarea nevoilor spirituale, culturale și filantropice ale credincioșilor din această zonă. Am săvârșit astăzi o slujbă de pomenire pentru toți ctitorii, miluitorii, binefăcătorii care au contribuit la înființarea parohiei și la construirea bisericii. Pentru ierarhii de altă dată, episcopii Aradului, Grigorie Comșa și Andrei Mageru, pentru mitropolitul Vasile Lazarescu, dar și pentru cei care s-au implicat direct în construirea și în înfrumusețarea bisericii noastre, și anume sculptori, pictori, arhitecți, dirijori ai corului, toți pe care i-am știut, i-am pomenit azi în sfântă rugăciune cu recunoștință pentru moștenirea deosebită, spirituală și culturală pe care ne-au lăsat-o. Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu ca astăzi să sărbătorim centenarul acestei parohii. Un gând bun, rugăminte pentru Bunul Dumnezeu să-i odihnească în pace pe avocatul Emanuel Ungureanu, care prin eforturi deosebite a înființat parohia noastră acum 100 de ani. Nu uităm de preotul paroh Ioan Imbroane, care a zidit efectiv biserica, pornind de la un modest paraclis într-o încăpere școlară până la monumentala construcție pe care ne-a lăsat-o moștenire. Nu uităm faptul că biserica noastră încă de la început a fost slujită de oameni deosebiți, dar și de cântăreți și coriști de ținută. Pentru perpetuitatea vieții bisericești este nevoie să creăm o punte de legătură între trecut și prezent, întrucât trecutul credinței creștine este la fel de important precum prezentul. Că numai cunoașterea trecutului ne dă șansa la posibilitatea unei trăiri autentice a credinței, pentru că în felul acesta creștinul este ferit de manipulare, de dezinformare, de ignoranță sau chiar de erezie. Împărtășind astfel de convingeri, ne bucurăm să îi omagiem astăzi, la fel ca în fiecare Sfântă Liturghie, de altfel pe cei ce au dat naștere vieții bisericești în Iosefin, aducându-le un prinos de recunoștință și de mulțumire. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei Doina Banatului, dirijat de profesorul Florin Nicolae Șincari.